Sunt Andreea Pap, prieten bun la stilul tău și astăzi avem o invitată specială pe Silvia Târziu, designer de modă, de fashion și o prietenă dragă de-a mea cu care am avut bucuria să mă revăd în Timișoara, dar bineînțeles după ce ea s-a dus tocmai până la izvoarele Parisului, la izvoarele modei, ca să vină de acolo cu creațiile Silvia Târziu, pentru că astăzi vom vorbi despre femeia Silvia Târziu și despre cum vede Silvia femeia și cum a luat naștere toată această poveste frumoasă și cum a ajuns ea la izvoarele ei proprii să-și dea seama că asta este vocația ei, că ea trebuie să facă design și că vrea să reinventeze femeia, pentru că îmbracă femeia în rochii de seară și cred eu că o femeie care poartă o rochie de seară, o rochie de zi, chiar este o femeie bine îmbrăcată și nu există capitol de femei prost îmbrăcate când o femeie este elegantă și feminină și despre asta vreau să vorbim, despre termenul feminin și cum celebrăm femeia, că e firesc să iubim femeia. Eu o iubesc și de asta și invitatele mele sunt la fel de îndrăgostite de frumos. Silvia, spune-ne cum ai ajuns să descoperi frumusețea artei și cum ai ajuns, când ai simțit că asta e drumul tău? Frumusețea, cred că ne naștem fiecare, avem un gram mai mare sau mai mic de frumusețe în noi. Frumusețe sufletească, frumusețe estetică, frumusețe de toate felurile. Da. După ce am terminat liceul de arte plastice, care l-am terminat așa și așa, mi-am dat seama că, de fapt, eu vreau să fac altceva. Ziceam, artist să fii în România, nu prea este mare șansă să ajungi cineva. Și m-am luat cu una și cu alta, am petrecut prin anumite țări străine și departe de casă, până am ajuns să fac o școală foarte importantă la Paris. Și de acolo mi s-a readus ideea de frumusețe fizică și frumusețe interioară care trebuie să le dorbesc celorlalte femei. Ceea ce mă fascinează pe mine este că în ultima perioadă, observând așa catalogele astea de modă, nu mă uit foarte des, dar am văzut că cumva se ridicolizează femeia, adică ajungem să ne batem joc de ea prin creațiile unor designer, ceea ce la tine văd opusul acestei tendințe în modă, pentru că mulți designeri masculinizează femeia, o trântesc acolo să încalțe tot felul de pantofi cu niște dimensiuni din astea spațiale, ca și cum și-ar dori, hai, rupeți gâtul, draga mea! Adică asta urmează și chiar îți grotești foarte multe creații și mă uit la rochile tale și sunt atât de feminine și asta mă și face să-mi dau seama că de fapt iubești femeia și nu o detești, precum probabil mulți alți designeri care nici nu o iubesc din motive mai personale, mă gândesc. Păi eu zic că fiecare are stilul lui. Acum, eu nu mă numesc o artistă, nu cred că sunt o artistă. Sunt cineva care lucrează mult pentru ceea ce este în ziua de astăzi. Și atunci eu prefer să aduc o feminitate care oricum, oricare femeie o avem în noi. Uh-huh. Și prefer să le-o, nu știu, așa îmi văd eu rochile, nu mi le văd altfel. Acum sunt anumiți artiști care fac lucruri extraordinare pentru că se poartă în China sau în Tokyo sau... Na, eu m-am dus puțin pe altă latură și latura aceasta mea este mult mai elegantă și mult mai de seară și purtabilă, pot să spun. Exact. Adică e ca și iubirea, eu cred că e internațională, ca și frumusețea internațională. Nu poți să zici că acum se poartă un trend, că se poartă în China și sau iubirea din China e altfel decât iubirea din Maroc sau din România. E același lucru, cred că și cu arta și cu frumusețea, dar... Să părăsim domeniul ăsta, că nu ne interesează ce fac azi designer, ne interesează ce face Silvia Târziu și vreau să știu cum arată un program sau o zi de lucru la tine, ca să-mi dau seama cât muncești, cât e talent și cât e muncă. Că eu știu că se împletesc munca. Da, se împletesc și... Păi vă spun de exemplu, ziua de astăzi. Deci ziua de astăzi m-am trezit la ora 6:30. Și doar? Doar, cam fiecare dimineață de altfel și am început să schimb copii, am doi gemeni și biberoanele, până transportatul la creșă, schimbatul și așa mai departe, până am ajuns la atelier la ora 9, s-a început deja treaba și până acum nu m-am mai oprit. Stai în atelier, vorbești cu presa, dacă e nevoie, dai niște interviuri. Dacă nu îți vezi ce materiale trebuie să mai comanzi, ce ai pe stoc, ce nu mai ai pe stoc, avem o echipă foarte mică. Uh-huh. Și... Asta la Timișoara? Da, la Timișoara. Uh-huh. O echipă e foarte mică și încerc să
Deleg cât mai puține persoane ca să știu eu sigur că nu dau greș. Am înțeles. Eu cred că munca în echipă este importantă, dar îți ia ceva timp până îți construiești toată structura. Da. Mai greu la Timișoara. Puțin mai greu. Timișoara e un oraș plin de talent. Uite aici, tu ești una, eu sunt alta. Să ne facem puțină reclamă. Spune-mi cât muncești, adică cât ai muncit ca să ajungi aici? Că ești destul de celebră și te-ai promovat într-un timp foarte scurt din punctul meu de vedere și vreau să știu în spatele acestei perioade de promovare și de succes câtă muncă a stat. Pot să spun că eu am ajuns să fac această școală la Paris la o vârstă destul de înaintată, care alți designer pot să spun că deja erau destul de consacrați la vârsta mea. Școala am făcut-o foarte intensiv, adică am făcut 2 ani într-unul și după am mai făcut încă un an, ceea ce m-a ajutat să, pe vremea nimeni nu aveam copii, și m-a ajutat să nu dorm nopțile și să mă bag deja într-un anumit ritm care după aia mi-a fost foarte de folos, care este acum. Deci eu singură meleg materialele, sunt diferite expoziții internaționale cu producători de materiale. Îmi aleg materialele, eu îmi fac desenele, bineînțeles câteodată mai este cineva care mă ajută la desene. Croiala, bineînțeles, se face în atelier și eu fiecare produs la final vreau să-l validez dacă este bun sau dacă mai trebuie modificat cu ceva. Uh-huh. Este o echipă bună până acum în spatele meu, dar trebuie foarte multă muncă și îmi place ceea ce fac și nu mi-este jenă să spun câteodată mai ajung pe la 11-12 acasă după o zi întreagă de muncă și a doua zi o iau de la capăt. Deci e bine. Da, am înțeles. Până la urmă, rețeta succesului este munca. Din ceea ce Silvia ne-a povestit și nu este talentul care aterizează de undeva așa din univers și ne pătrunde toate fibrele și noi ajungem să creăm lucruri extraordinare. Bănuiam că în spatele acestui succes se află munca, pentru că așa este în cazul tuturor. Și de asta și au și luat naștere creațiile tale și au ajuns să fie atât de cunoscute, fiindcă ți-ai dedicat timpul acestui proces de creație. Altfel nu cred că funcționează lucrurile pentru nimeni. Da. Cred că în cazul fiecarei persoane, adică ai un gram de talent, 2-3, care trebuie să-l folosești la maxim și să faci ceea ce îți place în viață. Exact ceea ce spuneai tu mai devreme. Trebuie să faci ceea ce îți place și să-ți focuzezi toată viața ta asupra acelui lucru. Și mai ai timp să iubești și pe soțul tău și să îți crești frumos copii? Da, am noroc că am un soț foarte îngăduitor în punct de vedere cu timpul și mi oferă chiar... afectiv, că se gândește singur. Da. Știe... un par cu apă și se simte iubit. Ce faci? Știe foarte bine ce înseamnă pentru mine să ajung și eu să mă ridic și să fac ceva și ceva ce-mi place. Mm-hmm. Și atunci am de toată libertatea care am nevoie și asta este foarte bine. Este minunat. Este minunat. Și mă susține. Nu pot să spun că nu mă susține. Chiar mă susține. Există o tendință greșită și un pic așa săracă de a gândi că nu putem alege decât cariera sau familia, ceea ce este un concept destul de perimat din punctul meu de vedere și cred că putem să le împletim foarte frumos, pentru că bărbatul de azi își dorește o femeie la fel de autonomă și o femeie îndrăgostită de ceea ce face și care să aibă o ocupație, o activitate care îi dă sens. Pentru că altfel ajungem la conflicte când un partener stă acasă și un altul muncește. Cel care stă acasă tot timpul va fi invidios pe celălalt care muncește și viceversa. Cel care muncește pe cel care se tolănește, zic eu. Claudia din spatele camerei zice că nu e adevărat. În fine, aici suntem o echipă care ne acceptăm necondiționat părerile diferite. Zi-mi care sunt planurile tale pentru Timișoara, care sunt planurile tale pentru Paris? Adică cum te gândești să trăiești cu un picior în Timișoara, cu un picior în Paris? Cam așa. Cam așa. Oricum, în domeniul acesta e foarte mult de umblat. Clar. Deci te-ai născut cu valiza în mână sau nu te-ai născut cu valiza în mână? Și eu sunt una din aia care m-am născut cu valiza în mână. Clar. Și atunci, da, îmi place foarte mult să călătoresc. Deci iubesc călătoriile, iubesc noutatea. Nu-mi place să stau într-un birou să fac același lucru zilnic. Și automat, da, ai mult de călătorit, dar vreau să încep de undeva și mi s-a părut mie că este ok să încep în România, din Timișoara. Pentru de că unde m-am născut. Da, orașul tău natal. Da, este orașul meu și lumea mă știe și
ajung să vorbesc altfel cu oameni decât vorbesc în București, de exemplu, unde, na, unde nu poți să te apropii atâta de tare, pentru că nu, na, este o distanță. Este o distanță, deja da. Distanță fizică. Trebuie să sari, da. Să ajungi la celălalt. Da. Bineînțeles că am plecat de la Paris, unde am avut atelierul meu și încă îl mai am. Atelierul meu de creație principal este acolo. Și aici este un fel de atelier numai copil. Pentru un copil, da. Un bebe. Da. Un bebe care acum s-a născut și care va crește. Care va crește, sigur da. Că da. Dar nu vreau să mă grăbesc pentru că nu vreau să dau greș. Atunci nu vreau să mă grăbesc prea mult. E bine așa. Spune-mi, cum arată viziunea ta pe termen lung? Adică eu știu că, iarăși, o femeie care vrea să aibă succes, trebuie să aibă o viziune pe termen lung. Și spune-mi dacă ți-ai programat deja săptămânile, cum va arăta săptămâna viitoare, luna viitoare, dacă știi ce vei face, dacă ai un plan. Da, deci eu știu deja până în octombrie, știu exact planurile mele, unde trebuie să merg, ce trebuie să fac. Tocmai vin de la Sibiu, am fost la Sibiu Fashion Days, am făcut inaugurarea aici, la Timișoara și peste 3 zile o să am cel mai mare defileu din România. Pot să spun că nimeni nu mai a făcut 300 de metri de covor roșu în centrul Timișoara. Wow, ce eveniment special! Sunt, da. Sunt bucuroasă să aflu asta și mă bucur că ți-a venit ideea, în sensul că puteam să o fac atâția până acum, mă gândesc, da. Dar n-a făcut-o nimeni. Singurul ce a mai făcut ceva de genul, din câte știu eu, în ultimul timp, a fost Cătălin Botezatu, care a făcut în aeroport. O prezentare. Nu știu că nu, da. În televizor, dar... Da, nici eu nu am uitat, nu știu despre ce e vorba, din auzite, am înțeles că a fost foarte ok. Și am spus că vreau ceva pentru toată lumea, chiar dacă rochile nu sunt neapărat pentru toată lumea, pentru că fiecare cu gusturile lui, în primul rând, dar să fac ceva, să le ofer tuturor posibilitatea să stea, să asisteze la un defile. Zic că este ceva super ok și este mare, este în centrul Timișorii, plecăm de la operă, facem turul pe un covor roșu extraordinar. Wow, o să fie formidabil. Da. Și asta e până la sfârșitul săptămânii, dar planul este până planul la sfârșitul octombrie. Luni o să mă duc la București deja, după aceea o să am la Paris o altă expoziție, între 6 și 9 iulie. După aceea vin iarăși înapoi în Timișoara și în 9 octombrie voi avea un defile tot la Timișoara. Este plănuit cu niște designeri consacrați deja și cu Marius Lupu, partenerul meu. Excelent! Arată foarte fain viața ta. Da? Plină. Da. Mă întreb dacă când erai mai micuță, adică de câțiva anișori, te-ai gândit vreodată, că de obicei există tendința asta a fetițelor și a băieților deopotrivă, să ne proiectăm așa în viitor și să ne gândim eu când o să fiu mare, o să fac asta și asta. Mă întreb dacă tu te-ai văzut pe covorul roșu, dacă ai știut că vei crea niște ținute pentru femei, dacă ai știut că te vei ocupa cu arta, cu frumosul. Băi, eu zic că fiecare lucru la rândul lui ne-a oferit o șansă sau ne-a propulsat puțin în față. În cazul meu, de exemplu, pentru limbile străine am început din clasa a treia când l-am avut profesor pe domnul Miclăuș, care țin minte că eram îndrăgostită lulea de el, da. Și care ne povestea nouă în 7 limbi diferite, cum se zice așa și cum se zice așa. Și eram foarte entuziasmată de chestia asta și m-am gândit, vai, ce mult mi-aș dori să știu și eu 8 limbi străine, să fiu mai bună decât el. Și am ajuns să știu 5 limbi străine, ceea ce nu este chiar de neglijat. Și cred că așa se întâmplă în fiecare lucru în viață, adică încerci să te autodepășești și e bine așa, e foarte... Deci ai știut că vei cutreiera țările și mările și știu că ai ajunge să vorbești. Da, eu știu că am, eu pot asta și dacă pot ceva, o voi face. Ai știut întotdeauna că pot? Da, am știut întotdeauna. Bineînțeles că fiecare avem dubile noastre la un moment dat în viață, dar fondul a venit și știam că va fi să fie. Că pot și că pot și că vreau. Și că trebuie, că nu am altă alternativă. Decât să reușesc, da. Excelent. Adică până la urmă strategia ta a fost să lași îndoielile deoparte, rătăcirile, să te gândești că eu pot și reușesc, da. Și să-ți canalizezi toată energia asupra reușitei.
Ceea ce mi se pare chiar o strategie inteligentă și abordabilă de fiecare și putem face asta, lăsând îndoielile deoparte, că de cele mai multe ori aceste gânduri ajung să ne perturbe și să ne saboteze procesul de reușită, ceea ce este destul de păcat. Da, și de multe ori când ne facem o problemă sau ne facem gânduri negre pentru o problemă, care, vai, ce s-ar mai putea întâmpla și așa mai departe, 99% problema respectivă nici nu o să vină. Exact. Și atunci prefer să mă concentrez pe lucrurile bune decât să le dau urmare celor negative care s-ar putea să vină și eu mai știu ce nu. Excelentă abordare. Da. Spune-mi dacă te vezi făcând modă și design toată viața sau dacă ai un backup plan sau dacă ți-ai făcut un plan de ieșire, de exit? Modă voi face și vom face toate, de altfel, pentru că și atunci când te trezești dimineața tot faci modă, cum te uiți în oglindă să vezi cum stă. Deci modă cred că este un lucru care toată lumea îl facem, dar eu nu cred că o să mă opresc aici, cred că voi face mai multe chestii pentru că am foarte multă energie și dacă ai oameni de calitate în jurul tău care pot să-ți fie de ajutor la un moment dat, este ok să continui să nu te oprești, dacă ai energia necesară. Este fascinant ceea ce spui. La fel, am o prietenă foarte bună care îmi spunea cum o vede ea din exterior și zicea, măi, Andreea, tu ai multă energie, ai multă pasiune, ai multă creativitate. Despre mine vorbește femeia asta. Adică eu nu mă vedeam chiar așa cum mă vedea ea și cum spunea ea că mă văd ceilalți, dar o doză de energie chiar trebuie cultivată, în sensul că dacă chiar nu ești o persoană care are foarte multă energie, cred că ar trebui să împrumuți așa niște strategii de reușită de la ceilalți, ca să poți să-ți derulezi viața și să-ți grăbești pașii spre ce vrei să atingi în viață, că e foarte important. Da. Eu cred că sunt anumite chestii în viață care se leagă între ele. De exemplu, tu faci o carte, după ce ai terminat o facultate, ți-a părut normal să faci o carte, ți s-a părut normal să începi să vorbești cu cititoarele tale. Deci sunt anumite chestii care se leagă. Profesorilor mei nu li s-a părut normal ca eu, studentă, să scriu o carte. Nu, adică... Sistemul nostru educațional nu ne încurajează să mergem atât de departe. Adică, la sfârșit de... în timp ce urmam facultatea de psihologie, nu vreau să fac reclamă rectorului, dar mi-a spus că voi ce vă gândiți, că o să încheiați facultatea de psihologie și ce o să fiți psihologi. În momentul ăla eu m-am gândit că nu voi mai putea participa la cursurile dânsului și m-am ridicat din sală și am plecat. Și uite că eu am continuat să fac psihologie și am scris și cărți și am continuat să ajut oameni. Și poate voi ajunge până la sfârșitul vieții să ajut mai mulți oameni decât a ajutat o facultate întreagă, dar nu ăsta e scopul. Scopul este să-ți depășești limitele și pentru că nu există modele exterioare care să te încurajeze și să spună că tu poți, așa cum ai simțit tu din interiorul tău, foarte mulți tineri rămân, din păcate, pe niște poziții inferioare, gândindu-se că ei nu pot, că le lipsește ceva, ceea ce nu este adevărat. Nu, nu este adevărat. Pentru că fiecare are un talent și fiecare are dreptul de a exista și de a se autodepăși. Și cred că toți trebuie să facem asta, urmărind niște modele de succes, de inspirație, așa cum ești tu, și de asta te-am și invitat, pentru că n-ai avut în spate nicio familie, n-ai avut în spate nicio structură grandioasă și... o armată de oameni care să te încurajeze să spună tu poți, Silvia, și de asta vei reuși să ajungi pe primele pagini ale revistelor de modă. Nu? Pentru că te-ai autodepășit și singură te-ai ridicat din mulțimea mediocră și ai zis că eu pot și vreau mai mult. Așa este. Ăsta este sfatul pe care vrem să-l dăruim și ăsta este mesajul pe care vrem să-l dăruim astăzi, pentru că și tu poți, așa cum eu am reușit, așa cum Silvia a reușit și amândouă suntem din Timișoara, nu din alte dimensiuni sau de pe alte planete, suntem de aici și am muncit pentru ceea ce avem și este minunat să încurajăm și alți oameni să se autodepășească, muncind până la urmă și depășindu-și condiția, lăsându-i pe ceilalți în urmă, adică înțelepții care ne sfătuiesc tot timpul ce să facem și pe unde să o luăm sau ce ne-ar sta mai bine sau cum să ne îmbrăcăm. Întotdeauna știi mai bine ce ai face în locul celelalte persoane și asta nu este ok. Trebuie să știi ce să faci în cazul vieții tale personale. Dacă nu o cunoașteți pe Silvia, o veți găsi pe site-ul tău? Da, am un site, www.silviaterziu.com.
Așa, și pe Facebook, bineînțeles, sub numele de Silvia Târziu. Da. O veți găsi acolo și toate aparițiile ei și o puteți urmări dacă simțiți nevoia și răsunați cu creațiile ei. Și noi vă mulțumim foarte tare că ați fost alături de noi și vă îmbrățișăm cu multă iubire și feminitate. Mulțumesc și eu că ați venit la mine. Mersi mult! Pa!